tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Să știți că astăzi revin la voi, așa cum v-am promis într-un clip anterior în care v-am vorbit eu despre un fond de ten. Astăzi vin și vă vorbesc despre alt fond de ten. Fond de ten care se numește Vichy Derma Blend. Îl am aici. Și pot să vă spun că este un fond de ten pe care mi-l doresc de ceva timp. Numai că, să zicem că, din păcate, mi se părea că este puțin cam scump. După cum ați văzut la mine în colecție, nu se găsesc, în timp ce vorbesc cu voi, îmi fac și sprâncenele. După cum ați văzut la mine în colecție, fondurile de ten nu sunt ele extrem de scumpe, adică să știți că nu dau foarte, foarte, foarte mulți bani pe ele, pentru că, sincer, nu. Îmi place să am foarte multe și dacă aș da bani mulți pe fiecare, cred că aș falimenta. Și pe lângă asta, apropo, dacă mă vedeți roșie la față, să știți că tocmai ce m-am dat cu cremă și ori de câte ori mă dau cu cremă, să știți că sunt destul de roșie la față. Revenind, nu dau foarte mulți bani pe fondurile de ten, de aceea l-am pus puțin pe pauză pe acest fond de ten, pentru că mi se părea destul de scump, nu știam exact cum este, dar s-a întâmplat ca să văd pe un anumit grup, despre care v-am vorbit și vouă în acel clip cu tips and tricks, cum să cumpărați mai produse mai ieftine sau ceva de sau ceva de genul acesta. V-am spus despre pagina aceasta de Facebook și Instagram și acolo am văzut și eu despre această ofertă și anume că cei de la Spring Pharma probabil au avut o problemă la site și au permis ca în loc de un cod să se poată băga mai multe coduri și mă refer la codurile astea de, nu știu, discount voucher 20%, 20 de lei, mă rog. Și în loc să punem, să se bage doar un cod de reducere, s-au putut băga 3. Eu am pus 3 coduri și în loc să dau 84 de lei, am dat, nu știu, 23 plus 10-13 lei transport. Haideți să vorbim puțin despre el. El arată cam așa în cutia lui. Să știți că nuanța mea pe care am luat-o este 15 opal, care este destul de închisă pentru mine, pentru că l-am testat puțin pe mână. Haideți să vă citesc ceva ce scrie pe aici pe el, să vedem dacă găsesc în primul și în primul rând în română. Da, scrie că este Derma Blend Corectare 3D, fond de ten corector, acțiune de nivelare 16 ore și că are SPF 25, că este pentru un ten gras cu tendință acneică. Tenul meu nu este gras, dar este cu tendință acneică. Și zice că are o acoperire ridicată, corectează textura pielii, este pentru piele sensibilă și este hipoalergenic și este un fond de ten care nu are efectul acela de mască, care are un rezultat ultra mat. Și zice aici, indicații, acoperă imperfecțiunile și semnele post-acneice ale tenului gras cu tendință acneică, corectează culoarea și nivelează textura pielii și zi după zi reduce vizibil apariția imperfecțiunilor tenului și că este non-comedogenic, autoevaluat de 60 de femei. Acum, eu nu știu ce să zic despre chestia asta, dar, mă rog, are 30 de mililitri și vine într-un ambalaj din acesta negru, așa, din plastic și nu are pompiță sau ceva, ci pur și simplu are un vârf din acesta puțin mai ascuțit. Textura este ușor așa de mus și după cum puteți vedea, culoarea este puțin cam închisă. Dar haideți să vedem ce putem face cu el. Da, uitați, textura este foarte, foarte groasă. O să încerc, cum fac de obicei, să-l aplic întâi cu mâna. Pentru că așa îmi place mie să-l întind inițial și apoi să vin cu burețelul. Am pus cam mult pe mână cei drept, pentru că nu mi-am dat seama că ăsta se întinde extrem, extrem, extrem de mult. Așa cum vă ziceam, culoarea este cam închisă. Dar haideți să vedem ce putem face cu el. O să-mi iau surplusul de pe deget și acum voi veni și voi. Asta cred că a fost, adică din ce am văzut pe site-ul de la Spring Pharma, a fost cea mai deschisă nuanță.
15 opal, alta mai deschisă eu nu am văzut, poate pe alte site-uri au mai deschis, nu știu, nu au o nuanță mai deschisă, nu m-am uitat pentru că l-am luat direct de unde am știut eu că e bine să-l iau. Se vede puțin mai închis. Voi insista foarte bine pe gât, pentru că dacă este mai închis, la sfârșit o să mă apropie puțin să vedeți cum vi se pare. Am pus foarte mult, uitați-vă cât mi-a mai rămas pe mână. Pentru că nu mi-am dat seama că, fiind un fond de ten gras, aș putea spune, nu gras, spumă, se întinde foarte, foarte, foarte mult. Și cum nu am știut exact, am pus foarte, foarte, foarte mult în mână. Să știți că încă mă chinui să-l împing aici în față, să-l întind și să, mă rog. Să nu vă gândiți că acoperă el chiar toate imperfecțiunile. Am aici o chestie mică care încă se vede, cel puțin eu în oglindă o văd. Pe cameră văd că nu se vede chiar atât de bine. Și cam așa arată. Este un fond de ten cu aspect mat. Un fond de ten foarte spumos, foarte dens și, bineînțeles, un fond de ten destul de închis pentru mine. Vedeți? Se vede puțin diferența. Mi-am luat oglinda aici mai sus, poate văd mai bine. Da. De acoperit a acoperit în mare parte. Se vede că este un fond de ten destul de... cu acoperire destul de mare, pe partea asta nu aș avea ce să comentez. Mi-am luat aici un fond de ten foarte, foarte, foarte deschis de la Catrice, în cazul în care îmi era prea închis, o să arunc de acum cutiuța, în cazul în care era prea închis fondul ăsta de ten, mai închis decât este acum pe față, l-aș fi amestecat. Da, acum să vă zic un feedback. Este destul de ok, îmi place. Acum nu știu ce... Stați, mă apropii, vedeți? S-a acoperit foarte bine totul. Acum sper că nu este un fond de ten care să îmi provoace coșuri sau un fond de ten care să, nu știu, să se strângă foarte tare pe față. Nu-mi doresc chestia asta, dar per total îmi place. Are cât de cât acoperire, aș vrea să-l deschid puțin aici și aici și aici. Da, să-mi spuneți dacă vreți să mai testăm genul acesta de, dacă vreți să mai facem genul acesta de clipuri, ce anume să testăm fonduri de ten. Să știți că dintre toate produsele de make-up, cred că rujuri, fondurile de ten și rujurile sunt preferatele mele. Îmi place foarte, foarte, foarte mult să testez genul acesta de produse. Așa că să știți că în colecția mea mai am câteva care poate nu sunt atât de cunoscute și despre care poate ați vrea să vorbim împreună. Stați că vorbeam cu oglinda în fața voastră, despre care poate ați vrea să vorbim împreună într-un clip. Ok. Îmi place foarte mult cum arată. Aspectul este unul mat, aș putea spune. Puțin lucios, dar cred că este puțin lucios și din cauza cremei pe care o am eu pe dedesubt, să zicem așa. A acoperit cam tot, mai puțin ăsta aici, care da, este acoperit, dar nu 100%, cred că îl vedeți. Este o pată mai mult decât un coș. Stați să aplicăm împreună și pudra, pentru că mi se pare foarte important ca în momentul în care aplicăm pudră peste un fond de ten, acesta să nu își schimbe aspectul, aș putea zice. Am aplicat în zona ochilor și haideți să aplicăm repede și pe față, pe restul feței, de fapt. Nu se întâmplă nimic, adică nu se strânge, per total arată ok. O să mă apropie puțin mai aproape ca să vedeți și cam așa arată. Îmi place, v-am zis, am aici o zonă ușor roșie care încă nu mi-a acoperit-o complet, dar mă rog, per total este ok, nici nu vreau să am un fond de ten mască. Foarte puțin este lipicios, dar repet, cred că este ușor lipicios din cauza cremei pe care am aplicat-o mai devreme.
Diferența se vede la gât, bine, nu știu aici de ce sunt roșie, dar pe gât se vede că e puțin mai închis. Și să-mi spuneți dacă ați testat fondul ăsta de ten și dacă vă place. Vă aștept în comentarii cu părerile voastre despre acest fond de ten și noi ne auzim la următorul clip. V-am pupat!